Facultatea de Inginerie și Informatică oferă programe de studii în domeniul informatică. Mai precis, studii universitare de licență cu durata de 3 ani, 180 de credite, program de studii acreditat din 2005. Respectiv, un program de masterat în domeniul informatică și anume tehnologii moderne în inginerarea sistemelor informatice. Absolvenții de informatică, de licență, chiar și cei cu masterat, pot fi proiectanți de software, programatori, dar și manageri. Manageri de proiecte informatice, manageri de securitate de sisteme informatice, sunt administratori de baze de date, administratori de rețele de calculatoare, de sisteme de operare. Legarea, să spunem, a direcției baze de date, criptografie plus securitate, practic face ca programele noastre de studii să fie foarte căutate. În cadrul facultății funcționează un centru de certificare, se numește CertiPort, prin care cei interesați susțin examen de certificare, programul numit Microsoft Technology Associate. Obținerea unui astfel de certificat care este vizibil online, deci pentru angajatori, oferă celor care îl dețin un foarte bun loc la interviu pentru un loc de muncă. Încă din primii ani de facultate, studenții noștri sunt selectați pentru a fi angajați. Și mai interesant este că noi organizăm la nivelul facultății mai multe workshop-uri de prezentări de proiecte. Proiecte care, odată ce sunt cunoscute de către angajatori, le fac ca șansa, să spunem, a unui student să crească. Un număr destul de important de studenți au realizat performanțe deosebite. Ișvan Bialco a fost premiat de multe ori în cadrul unui eveniment internațional cu premiul pentru creativitate. La Gala Tineretului, doi studenți haretiști au fost premiați. Este vorba de Robert Balaurea, reprezentantul unei echipe care a realizat un joc foarte bine primit la săptămâna, hai să spunem, jocurilor pe calculator, și Petru Covaci, specialist în securitate cibernetică. Programele de studii oferite de facultatea noastră, atât cel de licență cât și cel de master, includ și practică de specialitate. Practica de specialitate pentru programul de studii universitare de licență se poate desfășura începând cu anul 2, din vara dintre anul 2 și anul 3. Poate fi desfășurată la companiile cu care noi avem parteneriate, acolo unde eventual studentul s-a angajat deja și e la locul de muncă, deci poate să facă și practica în acest format. Pe de altă parte, avem un centru de dezvoltare software în cadrul facultății și sub îndrumarea profesorilor din facultate, cei care fie nu sunt angajați, fie doresc să realizeze practica în facultate, pot dezvolta proiecte în cadrul centrului de dezvoltare software. Foarte interesant, în ultimii ani, un număr destul de mare de studenți s-au folosit de mobilitățile Erasmus pentru a realiza internship la universități din străinătate. Facultatea pune la dispoziția studenților o bază materială bogată, cu laboratoare, cu bibliotecă, săli de lectură. Ceea ce este foarte important pentru tineretul de astăzi este vorba de accesul la literatură în format digital. Accesul la baze de date prin programele universității este posibil din săli de lectură, dar și de acasă. Universitatea folosește de peste 10 ani platforma Blackboard, având experiență în utilizarea acestei platforme de conținut. Practic ne-a ajutat utilizarea platformei Blackboard de-a lungul timpului să căpătăm experiență în a realiza subiecte competitive, să spunem, cu ceea ce se întâmplă în zona de certificare a competențelor la marile companii. Candidații care sunt interesați de programul de studii informatică pot găsi detalii despre metodologia de admitere, formularul de preînscriere pe site-ul facultății, evident și pe pagina admitere.spiroare.ro, dar și pe site-ul facultății, unde în timpul studiilor studenții au acces la biblioteca virtuală cu resursele cadrelor didactice în timpul cursurilor, dar și la platforma Blackboard. Cel mai simplu mod de a accesa platforma Blackboard este de pe site-ul programului de studii. Există un buton Acces Blackboard, ne-am autentificat și în acest moment
avem acces la cursurile pentru care suntem înrolați. Noi așteptăm nu numai băieți, așteptăm și fete. Informatica este pentru toți. Recomand tinerilor în general, dar și celor care doresc să se recalifice, da, să acceseze programele de studii în domeniul informatic.